Elevii care termină clasa 8-a și nu s-au decis încă ce liceu să urmeze pot consulta în amănunt programa educativă. Începând de luni și până vineri, fiecare dintre cele 13 licee sau grupuri școlare din Giurgiu încearcă să-i convingă pe copii, dar și pe părinții acestora că oferta lor este cea mai bună. Acțiunea se desfășoară anual în cadrul Zilelor Educației Naționale și este găzduită de către Centrul Cultural Ion Vine. Toate liceele și-au expus și își arată realizările și potențialitățile de acum încolo, mai ales pentru anul școlar 2015-2016. Fiecare liceu, firesc, dorește să atragă cât mai mulți elevi și cei mai buni și în același timp să își promoveze realizările de până acum și să-și propune alte realizări de acum încolo. Vă felicit pe toți cei care v-ați străduit astăzi să aduceți aici tot ce este mai bun din școlile dumneavoastră, să prezentați părinților și viitorilor elevi dumneavoastră aceste realizări. La deschidere au participat inspectori școlari, profesori, elevi și părinții acestora. Festivitatea a cuprins și un program artistic pregătit special pentru această acțiune. Reprezentanții celor 8 licee din municipiul Giurgiu și a celorlalte 3 grupuri școlare existente în județ au expus la standurile amenajate diplomele și cupele câștigate de-a lungul ultimilor ani. Colegiul tehnic, viceamiral Ioan Bălănescu, ofertă, avem o clasă de a noua de operator tehnică de calcul, domeniul electronică și automatizări, școală profesională de asemenea, electrician de exploatare joasă tensiune și școală post-liceală, avem două specializări noi pe piața giurgiuveană, transporturi auto interne și internaționale și construcții. Avem copii olimpici, chiar dacă nu suntem la același nivel cu Maiorescu, dar eu consider că Vianu e acolo undeva sus și trebuie să rămână. Care este oferta educației? Anul acesta noi pregătim două clase de filologie, între care o clasă de engleză intensiv, două clase de mate info, o clasă de științe sociale, nu, trei de științe sociale și două de științe naturii. Colegiul Național Ion Maiorescu are promovabilitatea la bacalaureat în anul 2013-2014 de 95,71% și în al doilea rând deține două corpuri de clădire, trei laboratoare de informatică, unul de fizică și unul de chimie și alte clase și alte laboratoare. Iar în anul 2015-2016 o să aibă două clase de matematică informatică, o clasă de științele naturii și la profil umanist o să aibă două clase de filologie. Liceul Tehnologic Ion Barbu are o motivație serioasă. La finalul cursurilor, orice absolvent are o calificare profesională de nivel 4. Calificarea profesională este recunoscută în Uniunea Europeană.